Pentru mine tu cu tu la cu Livia. Lavinia. Eu cu Lili, eu cu Livia. Tu cu Liliana și cu și cu fata aia altă de tu mai ardeai aia, tu de când în când. Sunteți trioul. Păi, ce au dat la știri că eram plecat în vacanță cu soția mea Lavinia. Se uita maică-sa la televizor, știi? Și maică-sa care, na, ca orice soacră, așa, în sfârșit a găsit motiv, știi? Și era, aaa, uite nenorocitul. Și băi, a apărut poză. Mă gândeam la o teorie zilele astea, apropo de iubire și de așa, cum că înșelatul ar trebui să fie ilegal. Și de o parte și de alta. Înșelatul ar trebui să fie ilegal. Bărbații să n-aibă voie să vă înșele așa și nici femeile. Dacă eu îți fut un pumn în gură, tu sun la poliție că te-am rănit, da? Și eu îmi fac mie dosar penal pentru vătămare corporală. Corporal. Dacă eu îți sparg casa, tu sun la poliție, e fracție, da? Dacă iau fonduri de la stat, nu pățesc nimic, da? Da? Mai devreme sau mai târziu, te vede bunul Dumnezeu, bine, Iisus Hristos. Dacă ai și extras ăla de cont cu milion de euro în ultimele trei luni, da, ai iurea. Dacă eu îți fut inima, da? Da? Pentru că oamenii, și acum nu ia o turnură. E foarte mișto că tu ai o petricou, efectiv o inimă frântă. O inimă cu o săgeată prin ea. E perfect. Parcă l-ai ales. Serios, dacă, pentru că în momentul când înșeli pe cineva, îi distrugi o parte din viață, fucking shit. Adică mult mai grav decât să dea un pumn în gură. Clar, mult mai grav. Adică nici nu se compară. Păi uite la Moldova. Câți oameni stau, bă, liniștiți în casa acolo? Asta mai întâmplă. Doamne ferește, nu, orice bărbat care bate o femeie e un soi de vătămare corporală și vătămare emoțională. Emoțională, exact. Pentru că și vătămare emoțională, bă, doare. Pentru că vorbeam azi cu nevastă, ascultam niște muzică de asta, am descoperit o fată, o cheamă Jessie Reyes. Mm-hmm. S-o asculți, foarte faină. Okay. Extraordinară, pe hard feeling de la de dă-te-mi. Bă, te răscolește, dude. Ți-aduce aminte de prima oară când ai furat din magazin, la modul ăla de merge în tine, știi? Prima ciocolată furată, prima uitătură urâtă la maică-ta, nu știu. Că continui cu furatul, că prima oară când ai furat, prima ciocolată furată, primul ou Kinder furat, primul copil furat și vândut afară pentru organe. Primul trafic de oameni pe care l-ai făcut. Prima crimă. Primele 3 kg de cox, frate! Era să mă duc la poliție să mă predau azi, că nu mă oricum, pare că tu ai tras la un moment dat cocaină și te-ai spus de tot. Și era prima cocaină, aia care rămâne. Tu ai tras odată și a fost, de ce nu mai tragi cocaină? Păi eu am tras odată și asta e. Eu am tras în arene. Așa mă, zi, așa. Că e foarte bună ideea. Și vorbeam azi cu nevastă mea și nevastă mea spunea că eu n-am suferit niciodată în dragoste. Da. Adică în sensul că n-am fost înșelat sau părăsit. N-am avut cine, știi? Da. În afară din familie, dar restul s-a... Așa, da, eram prea mic ca să mă dărâme. Să spun după aia ceva. Da. Așa, și vorbeam cu nevastă și îmi spunea că ea, de ce cânta fata aia, făcea, frate, a atins exact unde trebuie, știi? Și ziceam, păi cum e chestia aceea? Bă, în momentul în care auzeam anumite cuvinte sau anumite analogii sau anumite chestii, mă întorceam înapoi în momentul ăla și este nasol rău, știi? Și de ce ați dezvoltat chestia? Că ar trebui să fie ilegal, dracu. Tu dacă vrei să fuți în stânga și în dreapta, nu te pune într-o relație, înțelegi? Dacă te pui într-o relație, cu înțelegi? Îl vezi așa, la știri frumos, un futăcios în serie, un înșelător în serie, da. Sau mai știu eu ce, cu cătușile așa, era bună, dar o dreapă, știi, la modul ăla. Măi, e foarte bine ce zici, pe bune, chiar are o bază. Nu știu dacă foarte... oamenii sunt de acord. Eu tot stau și mă gândesc că e... Mă gândesc dacă ar fi real, pe bune, nu ca o idee așa, dacă chiar ar fi real, s-ar putea să fie o pantă alunecoasă în partea în care orice, cum ai zis, mă, emoțional, cum ai zis, Sorin? Vătămare emoțională. Orice vătămare emoțională, adică a deveni a thing. Și la americani ai văzut că oricum s-au dus departe cu nu mai poți să mai faci nimic, să mai vorbim de politică corect sau body shaming. Nu, păi dar tot încolo se duce, la american, nu la noi. Dude, e soul shaming aici. Păi da, dar gândește-te că te duci cu o pantă. Bă, suntem la Mircea Radu. O să intre taică-miu. O să intre toate iubirile mele. Acum îți vine Oreste și spune mai. Da, nu. Dar zi, dacă se duce pe o pantă din asta, că asta vreau să spun, în care acum înșelatul e destul de clar, dar după aia chestia asta, vătămarea emoțională de tu m-ai făcut să mă simt prost. Da.
Adică să, mie că la cât de proști suntem ca nați, ca, ca oameni în era asta, da, ne ducem rău, ne ducem tare. Dacă apare chestia asta, ne ducem full. Păi bă, intenția contează. Dacă, e ca și la glume, înțelegi? Eu apăr foarte tare glumele de orice fel. Pe mine mă enervează intenția. Dacă intenția rea într-o glumă, să jignesc minorități, să jignesc minorități sexuale, etnice sau mai știu eu ce, e nasoală glumă. Dar dacă te uiți la americani, nu e nu gluma... decide. Știu, pentru știu, că știu, vezi ce se întâmplă cu comedianții, sunt canceled și astea. Păi, e ca la, știi, așa azi... și aici o să fie. Păi da, dacă furi un ou, ești ok, dar dacă furi un bou, știi, ca să mergem în, în zicale, te arestez. Așa și aici, bă, dacă am făcut prima chestie că nu ți-ai dat seama sau habar, nu știu, dar dacă tu fuți în serie și femeia aia suferă... A, prima oară dacă ai futut și nu ți-ai dat seama, nu? Dacă cumva ai futut în greșeală. Sunt singurul care a pățit. Îți seama că după aia ar apărea femei din astea care ar veni și te-ar fute în somn sau ceva ca să-ți facă. Păi ce, e flagrant? Dar nu, e... E mă flagrant, zi. Da, se... ba, da, cumva. Plasare de probe, înțelegi? Ca flagrant, la... flagrant, depinde da. De poliția, fără iarbă da, în... Da. În... Așa și spune iarbă în portbagaj da, și da, 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 da. Așa și o femeie poate să spună ruj pe aici, da. Să fii coaie, sunt nevinovat. Nu, Bordea, da, ați înșelat. Tu, eu nu fac asta, eu iubesc soția. Ia vino puțin, ia vino Maricica, ce ți-a făcut domnul ăsta? Eu iubesc pe Mocanu, de unde e fata asta? Deci chiar cred că așa trebuie să se întâmple, jur.